N-ai impresia că de ceva ani, și nu vorbesc de conflictul ăsta ruso-ucrainean, de ceva ani mulți, fostele imperii, după o perioadă în care au intrat în adormire, au amorțit, s-au trezit și au început să miroasă fostele teritorii și să spune, bă, poate că ar fi bine să repunem în discuție niște lucruri? Uite, așa este istoria omenirii. Da, Lutentio sic vis. Am înțeles, dar ai simțit că lucrul ăsta se întâmplă deja, nu? Da, sigur că da. Și se duc ăștia. Poate că ne aflăm într-un moment în ala și conducătorii ăștia veleitari. Vine cât un partid ăsta mai naționalist la putere, care își aduce aminte, au și un profesor de istorie, și care își aduce aminte, stai domnule, nu vezi că toți au fost mari cândva? Da. Ungaria mare, Germania, domnule, toți au fost mari cândva. Domnule, repet, domnule, a scos-o ăla, Marga. A scos-o bineptia aia, bă, frate, cu frontiere nefirești. Istoria omenirii este istoria frontierelor nefirești. Da. Și de ce inepție? Dacă el a remarcat că... Este o inepție enormă. Pentru că orice țară se poate duce în istorie la anul care îi convine ei. Atunci, hai de mă, dăm drumul la un război mondial și, bă, momentul păi, T0... Cu Kosovo cum a fost, Mirel? Cum? Cu Kosovo cum a fost? Același lucru. Păi, da, dar acolo s-a putut. Același, acum să caută recunoașterea Republicii. Da. Bine, tu poți să anexezi teritoriul cum face acum Putin în sudul Ucrainei, da? Dar ele să, recunoașterea asta să nu fie, cum să zic, admisă de statele cu care tu, teoretic, cel puțin ai vrea să ai colaborări. Dom'le, aceeași istorie încărcată a fost și în fosta Iugoslavie, ca și în Ucraina. Dom'le, ăia s-au urât în fosta Iugoslavia, s-au urât de moarte, dom'le. Cednicii cu ustașii, catolicii cu ortodoxii, comuniștii cu ăilalți. Adică, dom'le, acolo a fost o ură crâncenă. Aceeași cu ura din Ucraina, dom'le, unde... să le zic rușii, deși nu sunt doar ruși, să urau cu ucrainenii catolici din vestul țării, domne. Sigur că da, dar nu pot să vă repet, nu pot să pui problema frontierelor nefirești. Pentru că oricine, toate țările din lume au o frontieră, două, trei, patru, nefirească. Noi am trecut de-a lungul istoriei recente, în ultimul secol, să spunem, până niște tratate, da? Așa numite tratate de pace. Că au fost la că au fost la Paris, că au fost la Berlin, că au fost. Ăsta e rolul dreptului internațional. Am înțeles. Dar tratatele alea de la din două decenii, chiar dacă stăm să numărăm așa după altă, ba chiar de la războiul ruso-turc încoace, dar de așa, dacă luăm să luăm așa lucrurile, au revizuit granițe. Da? Au revizuit granițe. Da. Au plecat unii, au venit, unii și-au mărit. Pe considerându-l că-s nefirești. Noi am avut de câștigat. Da. Și de câștigat și de pierdut. Și de câștigat și de pierdut, dar în prima fază, zic, de câștigat. Da, de câștigat în prima fază. Războiul ruso-turc, după aceea, după războiul, primul război mondial. Ăsta e... Atunci ne-a convenit, înțeleg? Măi, Robert, ăsta e... Dar dacă suntem într-un moment în ăsta al istoriei, Mirel? Măi, frate... Dacă la ora la care discutăm azi, 2022, este începutul unei noi pagini în ceea ce înseamnă revizuirea granițelor. Foarte posibil, dacă omenirea nu este în stare să se țină de momentul T0 stabilit convențional. Carta 1. Da. Bă, Carta 1, pe înțelesul oamenilor. Bă, copii, considerăm că granițele de acum sunt ale momentului T0? Da. Și au iscălit toți acolo, tată. Tu, în privința Ucrainei, dom'le, cât de simpatizați ar fi de unii și antipatizați de alții. Dom'le, avem memorandumul de la Budapesta, dom'le. Unde? În 92 sau 94, îmi scapă anul exact, dom'le, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și, dacă nu greșesc, și Franța, dom'le, s-au angajat să garanteze frontierele Ucrainei în condițiile în care Ucraina își cedează arsenalul nuclear Rusiei. Păi, bă, frate, e o promisiune fermă. La începutul anilor 90, aceleași puteri garante, să le numim în felul ăsta, au asigurat Rusia că nu se va întâmpla o apropiere periculoasă pentru Rusia, cum o considerată ei, a Ucrainei de zona NATO și că va rămâne zonă tampon. Astăzi, voci, nu la spune că sunt voci cretine. Stai puțin, zic așa, dar bă,
are dreptul poporul ucrainean la autodeterminare? Și noi toți spunem, da, mă, trăim într-o lume în care popoarele au dreptul la autodeterminare. E dreptul poporului ucrainean să se ceară în Uniunea Europeană? Da, bă, e dreptul poporului ucrainean să se ceară în Uniunea Europeană. E dreptul poporului ucrainean să vrea NATO? Da, bă, e dreptul poporului ucrainean să vrea NATO. Păi da, dar cum facem cu ceea ce au garantat ăștia, atenție, că nu se va întâmpla se în urmă cu 30 de ani? Se spune, se spune că au fost niște promisiuni pe gură. Bă, nu te supăra. Eu, zvonurilor că au existat niște promisiuni pe gură, domnule, eu le contrapun ce? Hârtia scrisă, memorandumul de la Budapesta și carta ONU. Domnule, dreptul internațional, Robert, de-aia a fost inventat. Pentru ca oamenii să nu-și mai ia gâtul săptămânal pe probleme de frontiere nefirești. E, dar uite că se întâmplă ca la Mala Mucă. Din nefericire, da. Păi ce? Bă, din nefericire, în, da. S-a încheiat vreun tratat între izraelieni și palestinieni? Își au gâtul și și-au și vor lua în continuare de mii de ani. Da. Înțelegi? Da, deci da, așa da. Se va întâmpla. Asta, cine spune mie că aici, în zona asta, nu știu, a, că n-am fost noi obișnuiți, mai ales după destrămarea Uniunii Sovietice, să se mai pună problema asta, sau dacă s-a pus problema, s-a pus în republicile alea din Estul îndepărtat, să zicem, sau bă, la noi un picuț, o perioadă de timp, niște ani de zile, în fosta Iugoslavie, am înțeles. Bă, dar dacă suntem într-un moment din ăla al istoriei în care rescrierea granițelor, tocmai pentru a avea pace în viitor, e absolut necesar. Domnule, ferească Dumnezeu, dacă ne aflăm într-un asemenea moment, înseamnă că urmează al treilea război mondial. Asta spun. Și atunci... Da. Păi, da. Dar dacă pentru evitarea... Și acum venim la ceea ce spunea Elon Musk, da? Dacă pentru evitarea celui de-al treilea război mondial, că și eu cred că suntem în buza lui, dacă nu cumva chiar a început, da? Dacă pentru evitarea acestui al treilea război mondial, Ucraina trebuie să cedeze niște teritorii, că Crimea, că republicile astea separatiste, da? Cu riscul de a îi urâ toți pe ruși, de a înjura, de aia, dar din dorința de a nu izbucni al treilea război mondial, care va fi și ultimul, probabil. Ok, da? Foarte ce bine. Și după aia... Mergem dacă... cu Ucraina premoarte, nu, moartea premoarte înainte? Este și asta o soluție. Și după aia însă noi trebuie să ne gândim care va fi următoarea pretenție teritorială a Rusiei pe care omenirea o va accepta ca să nu izbucnească al treilea război mondial. Poate să fie a germanilor. Că tot ziceai la... Deocamdată ăștia se mută de colo-colo, rușii. Înțeles. Poate dar vor... Dar crezi că neamțul la poate vor vrea... dacă nu o să mai aibă gaz și îngheață în casă, nu se duce peste rușii poate vor vrea polonezi? România sau poate vor vrea toate țările care au fost în tratatul de la Varșovia. Okay. Și atunci Occidentul, în baza acestui raționament, va zice, lasă bă frate, să fie pace, luați mă tot ce aveți de luat. Hai să vedem mai departe. Musk, după ce pune această postare, da, care a născut, cum vă spuneam, postarea e un pic mai sus să vedem și reacțiile care au, mă rog, sunt milioane de voturi care s-au dat pentru fiecare postare a lui. A făcut un sondaj, ca să spunem așa. Zice așa Elon Musk, văzând reacțiile celor care au început să-i zică în fel și cum zice, ce, let's try this then. Hai să încercăm asta. Trebuie să fie voința celor care trăiesc în Crimea și în Donbass, cea care să decidă de care parte, în care parte vor să trăiască, în Rusia sau în Ucraina, și a făcut acest sondaj. După care, da, după care, hai că mai avem încă o postare a lui. Da. Deci a creat și sondaj, el a venit cu punctul de vedere, l-a înjurat tot bun. După care vine și spune niște lucruri pe care nu avem cum să le negăm, ca să se întâmplă. Rusia spune, mă rog, e evident, poate în urmă el cu știrile un pic, că a trecut la mobilizarea asta parțială, da? Ei vor, spune Elon Musk, un lucru pe care, repet, nu rostesc puțin dintre cei care chiar au o voce foarte ascultată, pentru că ți-e frică în momentul de față să zici ceva, că ești catalogat putinist, ești catalogat în fel și chip, da. Vor merge la război total și la mobilizare totală dacă Crimea este pusă în pericol. Moarte de ambele părți, morții de ambele părți, morțile vor fi devastatoare, da? Și spune Elon Musk un lucru pe care iarăși trebuie să-l admitem, că așa e statistic, nu altceva. Deci Rusia are o populație de 3 ori mai mare decât Ucraina. Așa că e foarte puțin probabil ca Ucraina să câștige în cazul unui război total. Da? Va face, zice, și predicții. Dacă vă pasă de populația Ucrainei, zice Elon Musk, căutați pacea.
Aici e o chestie, Mirel rostește un cuvânt care e foarte puțin rostit în această perioadă. Pacea, sigur, sigur că da. Pentru că toți spun, pacea nu poate fi decât dacă deci Putin caut... în momentul de față se retrage cu totul dragule, în granițele lui. Eu caut cu obstinație și mă bucur când văd câte o știruliță în care se spune, dom'le, să întrevăd niște tratative de pace. Nu poți să fii decât dacă ești grav defect la creier să-ți dorești să omori oameni. Decât dacă ești tâmpit în ultimul hal. Mă, da, pe mine mă umflă râsul când îi văd pe ăștia. Eu când îl văd pe Bill Gates, bă, ai făcut bani, te pricep la internet, lasă-mă virusologia. Stai, bă, păi de acum, el este cel care ăsta. Nu, el i-a condus toată campania anti-covid, deci... Dragul... Ți-aduce aminte când... Stai puțin, că aici... Dragul să-și vadă mădă... Bă, să-și vadă mădă... Mă, el este cel care a făcut povestea cu vaccin. Eu ce dracului spun acum, nu asta spun? Da, da. Dom'le, să-și vadă, dom'le, de competențele lor. Sunt niște băieți și avem și pe la noi, pe România. Mă, care după ce trec de 10 milioane de dolari, mă, eu am impresia că sunt și geniali. Și se simt datori să vorbească pe subiecte de politică externă, virusologie, păi, medicină, mai... agricultură. Dar te întrebi așa invers. E altcineva care la ora asta să li se... sau e cineva care la ora asta să li se poată opune acestor băieți când deschid gura? Mă, știi cum sunt ăștia? Mă, îmi povestea fratii meu care a muncit... O oligarhie financiară, Mirele, ăștia dragul, sunt. Îmi povestea fratii meu, habar n-aveam, care a muncit niște ani prin Argentina. Păi și îmi spune, zice, băi, în Argentina alegerile, domne, lumea votează, iese Maradona. Na. Și le spune cu cine să voteze. Nu, mai e cazul ca mult. S-a prăpădit. Mai nu, în povestea de anii 90. Bă, așa și cu ăștia, mă. Mă, așa și cu ăștia. Iar noi, presa tâmpită, inclusiv eu, băi, preluăm pe ăștia. De ce? Păi știe toată lumea cine e Musk, face rating. Păi știe toată lumea cine e Bill Gates, face rating. Păi știe toată lumea cine e Roger Waters. Nu e de rating aici. Bill Gates, Elon Musk, ăsta de la Mark Zuckerberg, de la Facebook. Da, ăștia. Deci toți băieții ăștia, la care adaugi Big Pharma, da, la care adaugi băieții cu armamentul... Nu, eu vorbeam doar de opiniile astea. Și multinaționalele sunt astăzi noi politicieni. Dacă tu îmi spui că un președinte de țară, că îl cheamă Iohannis, sau că îl cheamă cancelarul Scholz, sau că îl cheamă Macron, suflă vreo unul în fața ăstora, având în vedere că ei conduc lumea din punct de vedere financiar. Da? Dacă tu îmi spui că vreo unul suflă în fața lor, atunci, atunci hai să facem ce zice Elon Musk. Păi asta face. Haide să nu ne uităm la ce spun toate profesorii universitari de drept internațional. N-au făcut altceva decât ce a zis Bill Gates. Este Nu, e o exagerare. E o exagerare asta. Cum? Că au făcut ce a zis el. Ba da, i-au cedat chiar. I-au cedat niște, niște zone. Tu și nu tu, poți să. Nu spui că toată lumea a făcut ce vrea. Că medicii au aplicat schemele lor de tratament. N-au făcut pe ce dracu. Venea Bill Gates la raport de gardă la nevastă mea la spital. Nu e vorba de asta. Ce dracu? Nu, ei au fixat cadrul în care trebuie să se lupte cu coronavirus. Băi, frate. Și numărul de înțepături tot băi, frate, eu nu cred că atitudinea asta medicală a fost dictată de Bill Gates. Eu cred că el s-a băgat cum se bagă toți căcații ăștia care depășesc cu averea o anumită sumă și au impresia că chestia asta, dom'le, le-a mai turnat încă un litru de creier în cutia craniană. Nu, mă, ei sunt la fel de deștepți sau de tâmpiți cum erau în școala generală sau în liceu. Tot atâta minte au. Dar au bani. Doar senzația lor că sunt mai deștepți. Sigur că da, au bani. Cumpără guverne, păi de-aia decid câștigătorii unor alegeri. De-aia și vorbesc. Uite, Elon Musk. Păi cum să mai văd pe Elon Musk? Când a băgat omenirea într-o ceață cu automobilele astea electrice de n-au oamenii, nu știu cum să le vândă și sau cum să le dea foc. Sigur că cum stai după el? Nu l-am rostit în această înșiruire de inși care având și bani au vrut mai mult, au vrut și putere. Au vrut putere, absolut. Înțelegi? Da. Puterea aia nu prin vot, că una e să ai bani și o să-și mă candidez. Nu, sigur că da. Uite, nu l-am băgat pe domnul George Soros. Deci vrei să spui că el n-a influențat politica mondială? Vai de capul meu. În ultimele decenii Soros a distrus generații după generații de tineri. Păi ce atunci? Și a spălat pe creier generații peste generații de reziști. Deci a distrus cu politica lui și cu influența lui universitățile americane pe care le-a transformat în pepiniere neomarxiste, tefeliste. Da. Cum să nu? Da. Sigur dacă, că da. Dacă ne întrebăm astăzi de ce nu mai există lideri politici din categoria Winston Churchill,
Margaret Thatcher, Adenauer. Adenauer. Sigur că da, De Gaulle. Pentru că da. De Gaulle, pentru că băieții ăștia au zis, mă, de ce să căutăm să ajungem la putere în țările astea pe care le vrem noi? Da. Într-un fel sau altul. De acord cu niște inși cu personalitate. De nu mai vin niște cârpe. De acord cu tine. Sau niște de ăștia cu pantaloni cu probleme. Ăsta de calcanate. Cu probleme, mă. Înțelegi, măi, cu șosete colorate. Da, mă. Da. Măi, cu probleme de comportament. Exact. Uite-te la premiera Finlandei. Finlandei. Mă, ea săraca e sinceră. Tu mi-a apărut, a început să plângă. Uite-o pe asta săraca. Și tu, vreau și eu să ies în cluburi. Păi dă-ți guriță demisia și stai în cluburi, că n-are nimeni nimic. Și fă ce vrei. Da, mă, du-te cu lesbienele, cu drogatele. Deci, dacă suntem într-un moment de ăsta... Au pus niște papițoi. Da, admiți că au pus... Păi uite ce ne-au pus nouă. Admiți că ei pun acești papițoi. Da. Ei au anulat la un moment dat, sigur, băgând în parlamente naționale tot suiul de tiriplici. Da, mă! N-a mai rămas de acord cu tine. Dar asta înseamnă că eu trebuie să mă uit în gura lor cu ce spun ei, mă. Păi n-ai în gura cui să te mai uiți, eu asta spun, Mirele. Uite, prefer să mă uit în gura ta. Da, să, frate, dacă ai o părere. Eu nu pot decide nimic, noi putem să ne certăm aici, dar deciziile sunt în mâinile lor. De acord cu tine.